Iulia Sarivan from Jurnal TV. Iulia Servan de la Jurnal TV, Republica Moldova. Întrebarea mea este următoarea. Surse diplomatice din cel spun că negocierile de deare cu Republica Moldova și cu Ucraina ar trebui să înceapă pe 25 iunie. Sau vor începe pe 25 iunie. E adevărat această dată? Că ați fost informată despre această dată până acum. Um, am să încep eu să uh, vorbesc. Uh, noi avem obiectivul să fim pregătiți pentru sfârșitul lui uh, iunie. În același timp și Comisia și statele membre au nevoie să se pregătească pentru uh, acest. Uh. Cu alte cuvinte, nu există o dată, dar uh, există un obiectiv. Mulțumesc! Well, I think, um... <coughs> Când ne gândim la această întrebare, în primul rând trebuie să reflectăm la ce mai trebuie făcut. Dacă ați ascultat atent ce v-am explicat, cred că mai e încă un subiect care trebuie abordat, cel puțin încă unul, care încă nu e rezolvat. Dar am primit asigurări din partea guvernului că se va face ce e de făcut. Acum, dacă se face înainte de 25 iunie sau nu, nu cred că vă pot eu răspunde la această întrebare. În al doilea rând, Comisia a făcut toate propunerile pentru ca Consiliul să ia decizia respectivă și să convoace prima converință conferinț interguvernamentală, prima etapă formală a negocierilor. Dacă Consiliul va fi gata înainte de data pe care ați menționat-o dumneavoastră, și dacă putem convoca această conferință interguvernamentală, asta rămâne de văzut. Sigur că ar fi mai ușor să atingem obiectivul dacă toate sarcinile ar fi deja realizate. Mulțumesc! Mulțumim!